Internetul a cucerit și zonele rurale. Cu ajutorul proiectului Biblionet, calculatoarele au ajuns în peste 1500 de biblioteci de la sate. Aproape 300.000 de oameni au intrat pentru prima dată în viața lor într-o bibliotecă. Radu Paraschivescu, Cătălin Ștefănescu și Vlad Petreanu vor să afle poveștile acestor oameni și să le cuprindă într-un volum special. Bătrânii și-au făcut adrese de e-mail și pot vorbi cu nepoții din străinătate. Copiii își caută informații pentru teme și se joacă. A fost nevoie doar de câteva calculatoare conectate la internet pentru ca bibliotecile să devină din nou la modă. Pe când avem internet la bibliotecă, venim mult mai des, venim mai mult și căutăm fiecare ce dorim. Putem vedea filme, ne putem informa pentru diferite referate, gramatică, definiții la obiecte. Trei scriitori vor străbate toată țara ca să strângă povești ale celor care au redescoperit bibliotecile. M-a interesat să văd în ce măsură o bibliotecă de undeva dintr-un colț de lume nu rămâne o magazie cu cărți, ci se transformă în altceva. Să găsești poveștile unor oameni care încearcă să facă din biblioteci ce trebuie să fie biblioteca de fapt, adică poate, dacă vrei, cel mai de interes spațiu public din comunitatea aia, mie mi se pare un privilegiu. Marea provocare abia începe. După ce fundația Bill și Melinda Gates a venit cu finanțarea și a urnit proiectul, a venit rândul autorităților locale să preia frâiele programului. Știți că copilul merge într-un spațiu sigur, joacă, întâlnește cu prieteni și poi mâine primarul vine și ia lucrurile astea, eu cred că o să fie probleme majore în comunitatea aia. Bibliotecile care nu sunt încă incluse în program pot să se înscrie în a patra rundă de recrutare. Mai multe detalii pot găsi pe site-ul www.biblionet.ro. Discutăm acum despre acest subiect cu domnul Paul Andre Baran, directorul programului Biblionet. Bună seara, bine ați venit. Și cu doamna Luminița Corneanu, consilier la Ministerul Culturii și Patrimoniului Național. Bine ați venit, bună seara. Domnule Baran, mai întâi să-mi spuneți care sunt rădăcinile dumneavoastră, pentru că vorbiți foarte bine românește, dar totuși nu sunteți chiar în totalitate român. Da, tatăl meu e român, mama mea e din Polonia și eu sunt născut, crescut în state, am venit în România acum 13 ani. Am înțeles, așa. Deci nu sunteți deloc român. Tatăl meu, da, sunt... Român și mama, polonez, scuzați-mă, mă întrebam cum de vorbiți atât de bine românește, n-am fost atentă. Acum, spuneți-mi, vă rog, cum s-a născut acest proiect? Bine, proiectul face parte dintr-o o familie mai mare, a programele Global Libraries, care e finanțat de Fundație Bill și Melinda Gates. Sunt mai multe țări în lumea care beneficiază de această finanțare. În Europa este Latvia, Lituania, Polonia, România, Ucraina și Bulgaria, și Republica Moldova a început acum 2 săptămâni. Și este ideea lor și a noastră, împărțim cu toții, că oricine din lumea care are acces la mai multe informații, viața lor e îmbunătățit. Și mai puternic. Absolut. Și scopul programului pur și simplu este de a oferi românii acces la informație. Bun, cam putem vorbi despre aspectul financiar, cât a costat acest proiect, cine s-a implicat? Sigur. Programul, finanțarea al Fundației Bill și Melinda Gates este de 26,9 milioane de dolari și are în vedere de a echipa peste 2000 de biblioteci publice cu calculatoare, dar partea cea mai importantă vine din două alte paliere. Una este că o mare parte din investiție e făcut ca să formăm bibliotecarii, să îndrume publicul ca să folosește calculatorul. Asta, în primul rând, este esențial și atunci calculatoarele nu sunt livrate până când bibliotecar este, sau bibliotecară este format ca să folosește calculatorul și să îndrume publicul. Și al doilea lucru este că bibliotecarii încep să lucrezi și să coalizezi împreună, de a gândi la cum să ofer servicii noi către public printr-un spațiu public. Și nu are nicio legătură sau nu trebuie să aibă o legătură practic, neapărat. Acolo se creează o comunitate. Exact. În jurul computerului, nu, în jurul cu copii, adulții, biblioteci. Uh-huh. Da. Că avem multe proiecte care bibliotecarii au, spre exemplu, au făcut parteneriate cu Crucea Roșie. Și Crucea Roșie vine la bibliotecă și oferă cum asta cu primul ajutor. Informații despre data. Exact. Și atunci, asta e un parteneriat care e de folos public și e creativ cum poate să folosim spațiile acestea ca să beneficieze tot publicul. Atunci aceste lucruri sunt chei în programul ăsta. Am înțeles. Doamna Corneanu, Ministerul Culturii, cum se implică și după dumneavoastră, care este importanța proiectului?
Importanța este foarte mare. Biblionetul a însemnat aducerea bibliotecilor publice, în special a celor din mediul rural, în secolul 21. Practic, bibliotecile din program au fost dotate cu câte 4 calculatoare conectate la internet. Aici a venit și implicarea autorităților locale care plătesc abonamentul la internet. Iar din punctul nostru de vedere, rolul nostru este acela de a asigura politicile publice care să ducă mai departe, să facă sustenabil acest proiect, pentru că el se încheie în 2 ani, este un program pe 5 ani, va cuprinde 2000 de biblioteci din cele 2999 și practic biblionetul setează un nou standard pentru bibliotecile românești. Dacă mai bine de 2-3 dintre ele sunt așa, ideea este să le aducem și pe celelalte la același standard. Am înțeles, dar practic să ne gândim acum la o astfel de bibliotecă. Nu prea are cărți în format fizic, da, pe hârtie, dar are computere, iar copiii ar putea să și citească. Sunt copiii, adulții obișnuiți să citească pe net? Nu e foarte greu pentru ei? Ei n-au avut posibilitatea să citească foarte multe cărți. De ce o să vi se pară surprinzător. Realitatea a demonstrat că odată cu venirea calculatoarelor în biblioteci și utilizarea cărților, cererea pentru cărți a crescut chiar cu 30% la nivel național. În bibliotecile sătești cu 50%, în cele municipale, orășenești, cu circa 15-18%. La ce vă referiți? Ce înseamnă cererea de carte? În sensul că în bibliotecile care sunt în program și au calculatoare, oamenii care au venit la calculatoare au luat și o carte acasă și au citit-o. Ceea ce este... Din cărțile existente. Absolut. Sunt destule cărți existente? S-a gândit cineva să doteze bibliotecile? Sigur că se gândește cineva. Ministerul Culturii are un program de achiziție de carte pentru biblioteci. Legea prevede împrospătarea, aducerea în fiecare an la zi a fondului de carte. Evident că nu sunt suficiente fonduri, dar noi derulăm aceste programe de achiziții pentru biblioteci. De asemenea, există parteneriatul cu editura Jurnalul Național, care pentru fiecare carte publicată, pentru fiecare număr, donează bibliotecilor publice din România un număr de câteva mii de cărți și ele ajung în biblioteci. Spuneți-mi, vă rog, domnule Baran, cum ați simțit oamenii, cum ați simțit copiii? S-au bucurat pentru aceste lucruri? Sunt interesați? N-aș vrea să faceți comparație cu alte popoare, să zicem. Vorbiți-ne de români, cum au luat aceste lucruri. Da, eu sunt plăcut surprins de fiecare dată când merg prin teritoriul României și văd schimbările. Copiii... Pentru mine, șocul cel mai mare nu este copilul. Copilul are la școală laborator de calculator, cunoaște, este ceva mai la îndemână pentru un copil. Accesul la calculator la biblioteca publică este un alt spațiu pentru ei. După școală au un alt loc unde poate să folosesc calculator. Pentru mine este foarte interesant ce se întâmplă cu adulți. Sunt foarte mulți adulți care sunt beneficiari. Anul trecut 17.000 de fermieri au aplicat pentru subvențiile agricole prin biblioteci publice. Sunt foarte multe oameni în vârstă care trec prin cursuri. În Constanța, în județul Constanța, la Biblioteca Județeană, iau cursuri care, pentru oameni în vârstă, care sunt total ocupat până la sfârșitul anului acestei. Atunci, aici vine partea frumoasă. Faptul că foarte mulți oameni și categorii de români pot beneficia de avantajele internetului. Am înțeles. Domnule Cornanu, unde mai sunt totuși greutățile? Ce mai este de făcut? Cum mai pot fi acești oameni sprijiniți? Există voința lor de a cunoaște, de a comunica, pentru că sunt convinsă că prin e-mail pot vorbi cu rudele lor. Absolut, prin Skype. Prin Skype, da. Ăsta este un lucru extraordinar pe care îl aduce prezența calculatoarelor, în special în comunitățile rurale, care multe dintre ele sunt depopulate de populația adultă care merge în străinătate la muncă. Și în felul acesta copiii și bunicii care îi îngrijesc au un contact mult mai ușor cu familia. Noi încercăm să aducem legislația, ne-am propus să aducem legislația în forma care să permită pe viitor ca ceea ce acum biblionetul a adus ca extraordinar să devină normalitate. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră, felicitări pentru acest proiect și mulțumim!